Bună seara! Numele meu este Ionică, eu vin de la Cacica din inima Bucovinei și am 30 de ani. Mulți dintre voi poate credeți că am venit aici în alergare. Ei bine, nu este chiar așa, nu sunt Forrest Gump. Ce să vă zic? Vă zic în felul următor. M-am apucat de alergare acum 3 ani de zile. Și nu m-am apucat din dorința de a arăta neapărat așa, ci mai mult datorită faptului că viața mea devenise oarecum normală. Încercam să ies din zona de confort, să caut ceva care să mă facă să fiu mai bun, să descoper plăceri noi, sentimente noi și de asemenea să încerc oarecum cumva să-mi deschid orizonturile. Și am găsit alergarea. Pentru fiecare alergător amator, prima limită, principala provocare este distanța de 42 de kilometri, distanța unui maraton. Primul meu maraton a fost pe Transfăgărășan. Puteți să spuneți că mi-am complicat puțin viața și așa este. Pe lângă faptul că urma să aleg 42 de kilometri, o mai făceam și cu o diferență de nivel de 2000 de metri. A fost un maraton pe care l-am terminat și primul maraton pe care l-am alergat pentru o cauză. Este vorba de Pădurea Copiilor. Ce înseamnă Pădurea Copiilor? Într-o perioadă în care foarte mulți copaci se taie și foarte puțin se plantează, niște oameni ambițioși s-au hotărât, la un anumit moment dat, să planteze câte un copac pentru fiecare nou născut din România. Ei bine, de atunci au urmat multe maratoane, multe semimaratoane, ajunsesem iarăși într-un moment în care îmi doream oarecum ceva mai mult. Îmi doream să depășesc distanța de 42 de kilometri și să intru într-o altă sferă. Ce puteam să fac din momentul ăla? Ei bine, să alerg un ultramaraton. Și primul meu ultramaraton n-a fost atât de simplu, pentru că au fost foarte multe lucruri implicate în acea competiție. Și n-a fost atât de scurt. A fost un ultramaraton de 100 de kilometri, alergat de asemenea pentru o cauză. Noi, alergătorii, trebuia să strângem fonduri pentru 350 de copii orfani. Și era o cauză care mă motiva. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție să mă pregătesc, am avut aproximativ 3 săptămâni. Un ultramaraton de 100 de kilometri are nevoie de timp de pregătire. Și cu toate acestea, am zis că cauza merită foarte mult, eu voi lupta și îl voi termina cu siguranță. Ei bine, despre acest ultramaraton pot să vă zic că am început ca olimpicul și am terminat ca paralimpicul. La kilometrul 80, genunchiul drept îmi cedase. Luptam deja cu sufletul, cu inima, ca să ajung la final. Și am alergat așa, într-un singur picior, până la linia de sosire. Odată ajuns la linia de sosire, am descoperit și cauza în sine și am putut să o palpez. Am cunoscut copiii de acolo pentru care alergasem cei 100 de kilometri. Și în acel moment mi-am dorit să-i ajut. Să-i ajut cum puteam eu mai bine, prin a combina dorința mea de a îndepăși propriile limite cu dorința de a alerga. Și a rezultat un proiect grandios, și anume distanța de 181 de kilometri de la Rădăuți la Iași. Ei bine, da, sunteți surprinși, și eu eram. Mă trezeam în fiecare dimineață la 5 și te dau două palme și hai la alergat. Și în acel moment mi-am dat seama că alergarea devenise ceva mult mai mult pentru mine. Antrenamentul de dimineață mă oferea posibilitatea ca eu să meditez, să mă gândesc la ceea ce aveam de făcut în ziua respectivă și totul devenea mult mai simplu. A venit și ziua ultramaratonului, a fost pe 12 martie, iarăși îmi complicasem viața pentru că pornisem la o temperatură de 0 grade și ninsoare, pe tot parcursul nopții a plouat în permanență, iar temperatura, chiar dacă s-a ridicat puțin, o resimțeam ca fiind foarte scăzută. Dar lucrul acesta n-a contat, n-avea cum să conteze vremea într-o asemenea provocare, pentru că era o provocare care trebuia trăită, trebuia experimentată și palpată. Ei bine, asta și s-a întâmplat. Am avut foarte mulți susținători pe traseu. Bineînțeles, ei m-au ajutat într-un fel sau altul să termin. Datorită lor, eu am reușit să continui cursa respectivă, pentru că e o plăcere să alegi o distanță de 42 de kilometri, poate o distanță de 50, dar după organele își dau oarecum shutdown și tu cu mintea trebuie să lupți pentru a le face să continue. În timpul nopții mă simțeam oarecum singur și mai deschideam Facebook-ul și observam mesaje ca acesta din poză. O luam din nou la goană spre a-mi atinge scopul final. Ei bine, am ajuns în Iași, am făcut 182 de kilometri până la urmă, în 30 de ore.
A fost un moment magic în care m-am întâlnit cu toată lumea, m-am simțit foarte bine. Dar se terminase și eram oarecum trist. Știam că trebuie să mă întorc la copiii de la Valea Blocului pentru care eu luptasem. Și am făcut acest lucru aproximativ acum o lună. Pe 31 mai m-am întors și nu oricum, într-o alergare de la București la Valea Plopului. A fost o alergare în care de data aceasta eram liber, mă simțeam foarte bine. Știam să apreciez acele momente de pe parcursul unui ultramaraton, știam să vorbesc cu lumea, să mă simt în largul meu. Și acest ultramaraton are o poveste specială, deosebită. Povestea se numește Mădălina. E o fetiță de 13 ani din centrul de la Valea Plopului, care poate nu o să vă vină să credeți, dar a alergat în niște tenis modești, într-un echipament total neadecvat și fără pregătire fizică pentru o asemenea distanță, 42 de kilometri. Da, lucrul acesta m-a lăsat mască. De multe ori o rugam, știam că există posibilitatea ca ea să se accidenteze pe traseu și nu-mi doream acest lucru și o rugam să urce în mașina oficială, mașina organizatorilor. Iar ea plângea și îmi spunea, nu, nu voi face acest lucru, eu vreau să termin. Eu vreau ca ceilalți copii să vadă în mine ceva special. Prima fetiță care am alergat 42 de kilometri și a făcut-o. Și lucrul acesta m-a motivat și pe mine să-mi doresc mai mult. Ei bine, și oarecum mi-a venit această idee. 383 de kilometri, 50 de ore, Cernăuți-Chișinău. Da, e o distanță extrem de mare. De ce Cernăuți, de ce Chișinău? Ei bine, eu sunt naționalist. Naționalist în sensul în care mă mândresc că sunt român și că sunt român din Bucovina. Și mai mult decât atât, îmi place să port portul național, îmi place să ascult muzica românească veche și uneori îmi place să mă uit la filme gen Mihai Viteazu, chiar dacă am zapel apare cu ceasul pe mână. Da. Și îmi place să aduc omagii celor care au luptat ca noi să fim aici. În primul război mondial, aproximativ 330.000 de ostași români și-au pierdut viața. Iar prin această alergare, eu vreau în primul rând să le aduc un omagiu. Ei au luptat mai mult decât pentru un stat unitar și pentru un stat suzeran, au luptat pentru familiile lor. Am descoperit de-a lungul timpului trei elemente cheie, pe care și de data aceasta, dacă le voi respecta, cu siguranță distanța de 383 de kilometri va fi înfrântă. Și anume, trasarea unui scop bine definit. Odată ce îți propui un lucru, trebuie, indiferent dacă planul pe care ți l-ai făcut inițial capătă oarecum alt contur, pentru că viața e într-o continuă schimbare, să-ți urmărești scopul pe care tu trebuie să-l atingi. Și vă dau un exemplu personal. La 21 de ani îmi doream să termin facultatea de drept. Tot la 21 de ani tatăl meu a încetat din viață. El era un fel de pater familias pentru familia noastră, iar eu nu am mai avut posibilitatea materială să continui scopul pe care mi-l doream atât de mult. Am plecat un an de zile în Anglia, am muncit, am venit cu niște fonduri pe care am riscat din nou și le-am investit într-o mică pensiune agroturistică, pensiune care m-a ajutat ulterior să-mi termin studiile superioare și să pot să profesez. În fiecare an organizez un concurs de șah în memoria tatălui meu, pe care îl susțin cu fondurile de la pensiunea respectivă. Ei bine, ajungem și la al doilea punct, un program bine stabilit și antrenamente. Este foarte important ca atunci când îți dorești să realizezi ceva, să lupți. Și acea luptă să fie pregătirea dinainte de a-ți atinge scopul. Poate când ajungem la final, îndeplinim un obiectiv, suntem oarecum triști. Dar cu ce rămânem? Cu pregătirea care am avut-o până acolo. Pregătirea este extrem de importantă. Al treilea și ultim punct este susținerea celor din jur. Și susținerea nu doar prin vorbe, prin gesturi, prin acțiuni, ci susținerea în sensul în care să ne conjurăm noi cu oameni de valoare. Oameni care au realizat ceva special în viața aceasta. Ca și noi la rândul nostru, uitându-ne la ei, să ne dorim mai mult de la noi. Să zicem, ok, el a putut și eu trebuie să pot și eu trebuie să ajung acolo. Concluzia. Voi sunteți cei de la care eu îmi iau energia și voința pentru a termina distanțe de genul acesta. Voi sunteți cei care au contat și pentru acest lucru eu vă mulțumesc.